Sunt Raluca Diaconu și vlogul acesta este despre părinții mei. Părinților le datorăm totul, indiferent cine sunt, cum sunt și câte ne-au oferit. Ei sunt cei care ne-au dat viață, darul cel mai de preț. Am doi părinți minunați și sănătoși și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta. Și foarte important, ai mei chiar au o poveste de dragoste autentică. O dragoste care a început din copilărie, care a învins multe și care e intensă și acum. Au fost ani în care nu am înțeles asta și nu am văzut ceea ce văd acum. Nu e nici pe departe o relație perfectă, dar e una autentică și rară. Și îmi doresc ca în viața asta să trăiesc o dragoste cel puțin la fel de mare ca cea a părinților mei. Dacă vreți să-i cunoașteți mai bine, într-un moment important din viața lor. Și dacă vreți să vă distrați, urmăriți în continuare. Atențiune! Ce întrebările tu, că nu vezi că... Bine. M-am ajutat, am împlinesc 35 de ani de căsnicie. Ia ziceți-mă, cum a fost la cununie? Cum a fost la nuntă, la cununie, mai ales aminte? Era vremea bună. Da. Îți dai seama că era ca acum. Și a ajuns mireasa înaintea mea la primărie, pe hol acolo, mă așteptam la primărie, era cu soacră mea, da? Și ne-am întârziat puțin, nu știu, cred că am avut să-mi găsesc papionul, să nu știu ce să-mi fac aminte. De atunci mi-a zis, mai întârzia și la comunie! Așa ai făcut, mamă? Nu se pare normal. Eram și gravidă. Mama era gravidă cu tine în 8. Tata cum e? Da. Am pregătit niște întrebări pentru mama și pentru tata, ca să marcăm cumva evenimentul ăsta și ca să ne știți de ce să nu le cunoaștem. Bun. Atenți, prima întrebare. Aveți fiecare câte o furculiță și câte o lingură. Lingura întruchipează sexul feminin, furculița sexul masculin, respectiv mama tu ești lingura, tata tu ești furculița. Bun, chiar mai aici. Eu-s pahar. Așa. Care dintre voi are mai mulți bani de buzunar acum? V-ați aliniat. Dacă intră un hoț în casă, cine merge să verifice? Uite, acum trebuie să beau că o răspunde. Păi dacă zice că-s nebună, că nu-i nimeni. Atenție. Care e mai romantic timp în cuplu? Nu s-au înțeles, bă, Radule. Auzi întrebare, Radule, fii atent. Cine se trezește noaptea când copilul plânge? Care copil, bă? Că mai niciunul în casă acum. Și acum ne trezim când se pare că plânge copilul. Așa. Cine face planuri de vacanță? No, întotdeauna. Bun. Îi place la primare. Cine face cafeaua dimineața? Cred că și aici știm răspunsul. Cine se trezește primul dimineața? Pe știe! Cine a spus te iubesc prima dată? Când, mă, când? Ia ziceți, când? De când s-a născut. De când m-am născut, îl iubeam. Da. Păi la școală, era la școală, voi nu înțelegi, era la școală, eram la școală. Ea era clasa a 5-a, cred, sau a 4-a, eu eram clasa a 8-a și eram unul care făceam gimnastică cu toată școala. Și în pauză, când se suna, eu dădeam copii afară din clase. Ea fiind micuță, intram în clasă, văd de ce pot copii, trebuia să afară la gimnastică, la pauza mare. Și a săpitea jucată de mereu. Uf! Și o găsam acolo, era mică, neagră și flecită. De ce nu vrei mă să ieși afară în pauză? E ca să asta era. Sau că astea bază cu catetă după aia. Da, era mică, aveam capul mușelul acela, era mică, ne-am plăcit, era, nu era cine știe ce, știi? Dar în urmă, când m-am liberat, am plecat mai departe la liceul, așa, și când am venit, am făcut armată, când am venit armată, am văzut-o, era frumușicat, când ce-a spus, să băi, te-ai văzut, frumușicat, mergea cu Dorel. Era cu Dorel la un film, la Izvoarele. Tata era la cinematograf. Da, și ea era la film în fața mea, eu Dorel să liberase înaintea mea cu o săptămână, cred. Și, nu, m-am întâlnit, stau, vorbeau acolo și... Erau mai mulți. Da, și am văzut-o și am zis, Dorele, pătește, dar ce căzau și capace. Gata! Bravo! Așa mergea înainte, cu mine, da. Așa, deci... Auziți întrebare. Cine cheltuie mai mulți bani? Logic, da. Cine stăpânește telecomanda televizorului? Nu v-ați înțeles. Tu ești, mă, budeu, mai omorât. Dar și-mi gură că doarme cu ea mână și aștept să doarmă ca să eu ia. Eu aș vrea să doarme cu ea, cu ea mână, dar nu reușesc. Da. Cine petrece mai mult timp în fața oglinzii? Bă-b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 ă-
Cine stă mai prost cu orientarea în spațiu? Nu mai ai nevoie să mă întreb. Cine trage toată plapuma? Mă, așa întrebări, unde l-am găsit, mă? Care dintre voi își cere primul iertare? Hai, că n-ai, tu nu știi așa ceva. Ce pace! Cine sfără e mai tare? Nu vine, simțe, că tu sfără după mă. Zi corect. Zic corect. Taci. Mă, spuneți sau unde celălalt să aude în întâmplare. Cine adorme primul seara? Se știe. Da. Cine plătește facturile? Se știe. Cine are mereu dreptate? Se știe. Care e cel mai afectuos? Eu. Oh, ai, ce dulce sunt așa, ce n-ai, mă? Cinci minute. Păi sunt dulce, ce? Da. Cine întârzie mereu? Nu v-ați înțeles. Nu trebuie să înțelegem la chestia asta. Care e mai friguros? Cine plânge mai des la filme? Eu. Evident. Așa. Da, dar plânge la meci. Da, după bani. După bani. Și mai acum aici o întrebare. Sunt niște întrebări pe care le-am găsit pe internet. Cine e cocoșul casei? Normal. Nu vreau să fiu cocoș. Nu mai există așa. Ca să-i mai întrebăm noi. Că întrebările astea nu au fost relevante dacă mă întreb pe mine. Ce mai mișto e să întrebați? Pe cât a fost nunta? Chiar așa, pe ce dată a fost nunta? Pe 12 ianuarie. A fost prima nuntă de la a voastră? Da, era o chestie să faci prima nuntă de la la țară. Era gravită, mare, m-a unecat. M-a unecat eu și m-a prins. Da, ceva ce nu o să mai mâncă. Aveam pantofiori și... Era iarnă. Da, da, viața, da. Zăpadă, era zăpadă. A dat trânta înaltă acolo, așa, altă sunt pe parte din față și... Am prins, am prins. Da, frumos, a fost o muntă frumoasă. A venit lume, de, am pus mese de două ori. Am dat, deci am mâncat o dată lumea, i-am dat afară pe ea, am mâncat altă lume. I-am dat afară, i-am restrâns într-o parte. Și am mâncat și până ne-am luat BCA-ul, ne-am luat țiglă, ne-am luat bani de la lemnele. Da, și am stat cu ele pe urmă cât poate să strice... 8 ani. 8 ani, când n-am avut să faci în casă, că era pe vremea aceea n-avea voie să faci casă oriunde. Și până în, asta era în 86 și am stat cu ea până în 93. 91. Am început să facem la casă. Da. Dar îți mai aștept cum te-a cerut de nevastă? Te-a cerut? Nu. Ai cerut-o tată? Da. Păi și cum? M-a luat pur și simplu. Dar nici nu trebuia să mă ceară. Nu era clar. Am plecat la asta, m-a aviat degea vorbește acolo. A fost o chestie. Deci eu eram la învățământ la Delea și am plecat cu ea pe urmă, pe care la o școală de pirotehnicieni, am renunțat la învățământ și am plecat după ea. Tata a fost și pedagog, profesor, nu? Da, 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 se numea educator, era o școală de educare. Și de reeducare. De reeducare, da. La Nedelea. La Nedelea și uite așa, am plecat acolo, am plecat cu ea. Deși eu vorbisem cu o fată de acolo și vreau să facem nuntă, să o iau pe dumneavoastră. Și? S-a răpădit cu fata aia. În iarna din 84 s-a logodit. Eu am dat la facultate la matematică, la universitate, la 5 ani și n-am luat. Și după aceea am zis, mă duc la cursul ăsta la Brașov, lucrez și mă scris la facultate, dau din nou. Și i-am spus că mă duc acolo, asta e, sunt soară, băi, atunci ce să facem? Și cu câteva zile înainte să plecăm la Brașov, la Zărnești, a venit la acasă la noi și mi-a arătat transferul de la Ministerul Muncii și a luat transferul ca să vină și el și s-a înscris. Am cotrobăit toți munții aia, Piatra Craiului, toate cărările, tot ce era pe acolo. Deci a fost o perioadă... Noi și așa eram cu munții. Da, deci noi... Da, cu noi n-ați fost pe munte niciodată. N-am avut. Ar trebui să mergem odată. Era un pic mai sigur pe vremea aia. Da. Acum, dacă vă gândiți la acești 35 de ani de căsnicie, care credeți sau care vi se pare că au fost momentele cele mai grele? A fost și greu și frumos. Greu. A fost ca viață. Nu poate să fie greu. Foarte frumos, numai frumos. Am avut noroc că am fost sănătos și noi nu prea am avut acum și n-a fost greu, însă greu tot timpul. Ți-a pare că ți-e greu sau zici că ți-e greu, dar nu ți-e greu, că toată lumea face o casă, toată lumea face copii, că crești copii, că ți faci casa, că ți-ai luat o mașină.
Deci, mamă, ce greu a fost, nu a fost greu, a fost viața noastră, ne-a fost doar dorit, n-am avut... Da, totuși, adică, na, sunt familii care au doar un copil și atunci voi ați avut totuși trei copii și nu a fost chiar simplu, mă gândesc, în anumite perioade. N-a fost, dar să știu că spune, ne-a ajutat cel mai mult în împrumuturile. Împrumuturile în banc, ne-a făcut trebuie și pe timp, n-a avut salariu întreg niciodată. Nu știu cum arată un salariu întreg. De 40 de ani. Deci asta a fost, așa mi-a zis treaba și n-am făcut și casă, așa am făcut și copii. Că n-am făcut greu niciodată. Asta este greu acum când bătrânim. Asta e mai greu acum când bătrânim și nu ne vin să credem, știi? Ne-am străduit. Cine știe, poate ar fi putut fi mai bine, da? Ce sfaturi, nu știu, ce recomandări ați da tinerilor care se gândesc să-și întemeieze o familie, o familie în zilele noastre? Prima chestie trebuie să existe acea chimie între oameni. Nu există să te căsătorești cu cineva care nu-ți place. Nu, dacă nu-ți place, nu trebuie să te căsătorești. Nu, nu are niciun sens. Pentru că dacă nu există acea legătură, acea chimie încă de la început, nu poți să faci nimic. Eu spun de noi, chiar dacă există ca orice familie, discuții, ne-au râcâi, aceea urma pupat. Deci, chestii scurte, n-a fost nimic. Și mai fost și câte o palmă și câte un șut în fund. Au fost astea, bine. Ia zi. I-am dat ca lumea. Mă bucur de faptul că are puterea zic așa ceva, da. Nu, ideea este clară, există. Deci există o chimie, că se putea să fie de foarte multe ori. Au fost discuții și la noi, când au fost așa, poate, la limite, mi se pare că la limite. Nu. Asta a fost. Poate, repet, discuțiile sunt. Sunt, de multe ori sunt constructive. Și uite că am reușit să vedem, vreau să te vedem pe tine și pe Radu și pe Teodora. Suntem mulțumiți de ce ați realizat, voi ce ați realizat prin noi, ce ați făcut și voi. Suntem mulțumiți ce avem acasă, suntem mulțumiți de traiul nostru, e bine. Singura noastră problema asta este că au trecut așa de repede ani, știa, extraordinar. Asta e cea mai problemă, trecerea asta rapidă a anilor. Așa, că în viață trebuie să știi fix ce-ți dorești. Și practic aveți un singur sfat, să existe acea chimie care îi leagă pe doi oameni. Trebuie să știi ce-ți dorești. Așa. Că și dacă dezvoltă. Chimia dispare, da. Și tu îți dorești familia, poți să mergi mai departe. Părerea mea este că noi de multe facem alegeri pripite pentru că nu ne ascultăm interiorul. Le facem alegerea, știu, după frumusețe, după bani, după avere, după nu știu ce, relații. Tot felul de interese. Da. Cred că sunt cea mai să-ți asculti interiorul. Ăla spune sigur. Bă, dar de multe ori uităm chestia asta să ne ascultim. Poate că nu avem suficient educație exact, în direcția exact, asta. Exact, exact. Și eu zic așa. Înainte de a fi foarte inteligenți și dacă pătau o anumită experiență în a face alegeri în viață, noi suntem ghidați, eu n-aș să nu zic destin, să zic de un anumit instinct. Bine, haideți cu întrebările. Cine bea cel mai mult? Ce? Eu. Cine bea cel mai mult alcool? Alcool? Nu mai zic că m-au luat prea la voi pe... Eu. Recunosc. Așa. Cine înjură cel mai des? Eu. Nu, no, hai să fiu realist, că nu, eu sunt. Cine e cel mai deștept? Ia eu, bineînțeles. Ia eu. Eu. Mai zic-mă și tu întrebări. Bă, eu știu care știu. Bine că nu ești la sticlă de plastic. Pentru că și eu știu, dar așa e jocul. Da. Zi-mă cine e cel mai deștept, că îți frig o lingură. Tatăl. E frică de tine, mă. Ce frică, cine e cel mai supărăcios? E adevărat, mă. Da. Bravo! Hai, la mulți ani! La mulți ani! Să ajungeți la mulți de aur și mai mult dacă și voi. Doamne ajută! Da, e frumos. Noi suntem mulțumiți că sunteți bine voi, să știi. Pe cuvântul. E foarte bună. Realizarea asta e fantastică. Și noi suntem mulțumiți că sunteți bine voi. Știi care chestia doare fantastic în bătrânimea? Păi, mă duc să hai să le spunem oamenilor să se aboneze la canalul meu de YouTube. Dacă le-a plăcut acest video, să dea like și să dea și pe clopoțel acolo ca să fie primii care... Ați auzit, da? Care... Abonați-vă la YouTube-ul lui Raluca. E o fată deșteaptă și știe să-și facă treaba serios. Și atenție, oameni buni, dați... Cum spunea cea mică? Follow! Follow! Și subscribe! Follow! Bravo, Radule! A lipsit Teo astăzi de la întrunirea noastră, dar o așteptăm și pe ea să vină. Și ce să zic, avem niște părinți minunați, să ne trăiască și voi să vă trăiască părinții. Doamne ajută! Ciao! Părculița!